am deschis camera să vă expun puțin gândurile. În primul rând vrem toți să vă mulțumim pentru suportul pe care ne-l dați așa zilnic, prin comentarii, prin share-uri, prin like-uri, prin tot ce faceți voi pentru noi la clipurile noastre. Și apropo, vedeți stâlpul ăsta în mijlocul străzii? Adică se întâmplă și în Spania chestii de gen. Deviem de la subiect. Vreau să vă mulțumesc că share-uiți clipurile noastre. Practicamente asta ne ajută foarte mult și că ne sunteți alături prin implicarea voastră în comentarii și în like-uri. Și totodată vreau să vă mulțumesc că insistent așa celor care, bă, nu e clip să nu fiți prezenți, adică pentru mine e foarte important și dacă treci o zi, două și nu vă văd acolo în comentarii sau cu un like, deja intru la idei, zic, ce s-a întâmplat? Deci sunt un grup de persoane, mulți la număr, care sunt prezenți la fiecare video și pentru noi contează foarte mult treaba asta. Și totodată vreau să vă întreb așa, expunându-mi gândurile cu voi, eu postez online din 2014-2015. Am o grămadă de clipuri pe YouTube nepostate pe alte rețele de socializare și sunt clipuri tare interesante, do it yourself-uri, chestii despre plante, despre grădină, și aș vrea să le pun și pe Facebook și bineînțeles că vreau să vă întreb cum vi se pare ideea. Deci cam despre asta e situația, vorba. Aveam eu să vă întreb o chestie și să vă mulțumesc. Dacă tot am deschis camera, zic să filmez așa un scurt vloguleț de după amiază. Ne îndreptăm către plaja de lângă noi. Ia uitați-a, la gunoi o canapea. Deci vă relatez toată situația. Bun, facem aici o mică pauză de vreo oră jumate, două, cât se joace copii să își elibereze mucoasele, adică-i cu năsucul, și vă relatăm după aceea. Am plecat de la plaja de lângă noi, era plin de alge chiar pe mal, că mergem la alta, tot de lângă noi. Am venit la preanumita băltoacă, e tot așa un golfuleț mic ca și la noi, în zi în dig. Ia uite, în mod relax. Aici apă-i curată. Ia uite, mai acolo, mai în mijloc, unde intră apa în golfuleț, sunt alge, dar aici pe mal, o vedeți ce cristalină e. Nieve, cocoțata, ochioasa. Ia uite. Sunt acasă, mă pun repede pe jos să îi fac o omletă lui baby, să dau lui prima oară să mănânce, că vine de la mare, în mod normal, mor de foame. Ia uite omlețica, cum se face. Poftă bună, poftă bună! Ia uite-l! Foamea, foame! Și cu mâna și cu furculița, cum se apucă? Important e să intre în guriță. Rațiunea dușii este efectuată la toată lumea. Alexuța își face singură cina. De mult timp nu mai avem probleme la acest capitol. Acum mă gândesc ce să-mi fac mie să mănânc, pentru că de obicei seara fiecare își face ce vrea. Sunt copil pe acolo. Operațiunea udat de suculente a început. Trebuie udate toate, că azi a fost caniculă. Nu știu, caută bebe pe acolo, dar mă rog. Pare că baby nu are el niciun gând de a dormi, așa că o plimbare scurtă de seară nu strică. Și am să vă las și niște imagini frumoase cu apusul. Gașca zurli, ia uite, toată gașca. Ia uite soarele ce frumos apune la munte. Minunat. Matracuca de piolin pe afară. Ce cauți aici, mă? Treci la locul tău imediat. Restul, voi și e. Ia uitați-mi pe Hercule aici, stăpânul tuturor.
Dragilor, ne vedem și mâine, dacă așa vrea bunuțul, o noapte liniștită să aveți.